Președintele Klaus Iohannis spunea, vorbea zilele trecute într-o conferință de presă despre susținerea pe diverse dimensiuni a Republicii Moldova. Este Republica Moldova în pericol acum? Republica Moldova e destul de fragilă. Republica Moldova nu este nici membru NATO, nici membru al Uniunii Europene. Există un acord de liber schimb pe care Moldova îl are cu Uniunea Europeană, dar asta nu îi dă drepturile și nu are acces la toate beneficiile la care are un stat membru. Există vulnerabilitate legată de Transnistria și de încă prezența militară a unor divizii rusești în Transnistria, ceea ce vulnerabilizează extrem de mult Republica Moldova. Și președintele Iohannis, nu sunt un suporter al domnului Iohannis, n-am fost niciodată, dar de data aceasta are perfectă dreptate. Trebuie să avem o mai mare grijă de frații noștri de peste tot decât am avut până acum. Dar sunt în pericol în momentul ăsta? În momentul în care liderii separatiști din cele două regiuni ucrainiene se aflau la Moscova și era discuția în Duma de Stat despre recunoașterea independenței și liderii transnistreni erau tot la Moscova cerând același lucru și pentru Transnistria. Probabil că planul lor era să fie în două etape. Mai întâi invadează Ucraina și cuceresc relativ repede și apoi se duc către Republica Moldova și Georgia. Și Georgia este la fel de vulnerabilă ca și Republica Moldova. Planul a fost dat peste cap de rezistența incredibilă a ucrainienilor și există un pericol destul de ridicat pentru Republica Moldova. Mulți români, și spun mulți pentru că primim foarte multe mesaje cei drept în ultimele două săptămâni, spun că dacă Vladimir Putin va trece și de Ucraina și va ajunge în Republica Moldova, doar puțin îi mai lipsește, să spun așa, până să ajungă și în România. Nu, iarăși nu cred. Și nu cred că România, dacă există țări care să fie mai vulnerabile din punct de vedere al dorinței domnului Putin de a reface Marea Uniune Sovietică sau cine știe ce își imaginează el, sunt țările baltice, care sunt și mai mici ca dimensiuni, care au făcut parte din URSS, care au o poziție mult mai vulnerabilă astăzi decât România. Repet, nu cred că România este astăzi în pericolul unei invazii armate sau de alt fel din partea Federației Ruse. Nu există niciun indiciu că există, că asta ar fi parte din plan. Însă, dacă se ajunge la o formă în care Federația Rusă să controleze zona de sud, Odessa, și să fie un culoar către Transnistria și vor veni și vor militariza această zonă, cum au făcut și Crimea, și cu Crimea, asta ar putea fi un pericol, dacă nu, cu siguranță o tensiune extrem de mare pentru România, pentru că să ai forțele armate rusești la granița ta nu este o situație foarte confortabilă, indiferent dacă e o perioadă de pace sau o perioadă de război. Asta este temerea mea, să nu se creeze acest culoar între Transnistria și zona Odessa și mai departe către Crimea, pe care rușii să o folosească ulterior ca pe o formă de șantaj etern față de statele membre. Asta este o temere personală pe care o am și cred că mai degrabă e un scenariu mai realist decât varianta unei invazii efective. Rusia a capturat și insula Șerpilor, care este la 43 de kilometri, dacă nu mă înșel, de România, deci foarte aproape. Și este un hub comunicațional foarte important pentru tot ce se întâmplă pentru tot ce se întâmplă în Marea Neagră. Ar putea fi un plan al lui Vladimir Putin să ajungă cumva la gurile Dunării? Nu știu dacă e un plan să ajungă la gurile Dunării, dar cu siguranță își dorește să controleze o parte cât mai mare din Marea Neagră. Și pentru interes comercial, dar și pentru interes militar și strategic. Insula Șerpilor e în principiu o stâncă care nu era populată doar de către grenicerii ucrainieni, dar el este acolo un nod de comunicații foarte important și cred că asta a fost intenția lor mai degrabă.
Thank you.